Așa cum probabil ați văzut la televizor, lumea a intrat foarte, foarte tare în panică. Se zvonesc niște prețuri la carburanți de peste 10 lei în această seară, așa că o să trecem și noi pe lângă toate benzinăriile din oraș ca să vedem care este situația la locul de față și o să vă arătăm și vouă niște imagini de acolo. Revenim imediat ce ajungem la prima benzinărie din grup. Doamne, ce coate! Așa cum v-am spus, prima benzinărie pe drumul din oraș, la ieșirea din oraș, uitați și voi ce coadă este aici, din cauza acestei panici create de cei din mass media. Uitați-vă și voi. Lumea efectiv stă la coadă. Uitați-vă și voi. Lumea efectiv stă la coadă ca să ia benzină și motorină, pentru că se zvonește că la 12 noaptea motorina va depăși 10 lei, da? Uitați-vă și voi, cred că are câțiva kilometri. Cea de-a doua benzinărie, Rompetrol. Aici coada este un pic mai mică, cred. Nu? Din contră, și aici coada este chiar după colț acolo, dacă puteți voi vedea. Și bineînțeles, așa cum ne așteptam, la benzinăria numărul 3 Petrom de la noi din oraș, vă prezentăm minunata ambuscadă, coadă, cum vreți să o numiți, care are loc în acest oraș. Da, faceți cu mâna, bă, scoateți și niște bilete, faceți niște popcorn. Bă, deci uitați-vă și voi, au blocat drumul. Fii atent că vine ăsta cu autobuzul și trebuie să ne dăm la o parte. Deci uitați-vă și voi, bă, am nebunit lumea, așa mă bucur că ai plecat. Ce vreți să cumpărați, domnul? Noi ne cred că e nevoie să stați la toată coada. Succes! Mai avem o coadă și la acest Rompetrol. După cum puteți vedea, avem destule benzinării în țară, în orașul ăsta mic al nostru. Uitați-vă și aici ce coadă e și cât e motorina? 777. Încă câțiva bani. În câteva ore, de la 7.64 sau 7, nu mai știu exact, la 7.74. Așa că, probabil, posibil, să mai crească. Da, aici este motorina un pic mai scumpă și benzina a fost mereu. 7.75 și aici. Ia să vedem dacă la această benzinărie este coadă, așa cum este și la celelalte. Da, se pare că și aici avem câteva mașini bune. Vai de capul meu! Uitați-vă și voi câte mașini sunt aici, în acest minunat Petrom. Panică generală în țară, bă băiți! Panică generală, bă! Toată lumea stă să ia motorină, benzină. Aici este 7.65 motorina și 7.51 benzină. Succes în această minunată seară, în care să sperăm că mâine nu noi vom trezi cu prețul de 10 lei la pompă pentru motorină și benzină. Iese un pic de coadă. Nu vezi? E un pic de coadă și la acest Lukoil, dar nu așa ca la celelalte benzinării. Ce se întâmplă? S-a blocat aici intersecția. Deci se pare că este coadă și la acest Lukoil, pentru că toți oamenii ăștia care stau aici în stânga și în dreapta, blocați în intersecție, stau la benzinărie. Și eu care credeam că Lukoilul nu mai e atât de popular. Deci e 7.70 motorina și benzina 7.47. Benzina, da, am zis bine, benzina, nu motorina. S-a făcut o blei dieselul. Așa că, posibil, așa cum se zvonește în mass media, peste noapte să ajungem, dacă nu peste noapte, câteva zile, să ajungem la prețul de 10 lei, cum au afișat cei de la benzinăria respectivă. Sper că acest lucru să nu se întâmple, pentru că nu cred că ne vom permite să mai mergem cu mașina dacă acest preț va ajunge la 10 lei per litru.